Absolvenții claselor a 8 au trecut astăzi din nou prin emoții. Au susținut cea de-a doua probă a evaluării naționale, una care oricărei generații îi dă de furcă, matematica. Potrivit informațiilor Inspectoratului Școlar Județean, 3.942 de absolvenți au fost în sălile de examen, 289 dintre cei înscriși absentând. Niciun candidat nu a avut temperatura peste maximul admis. Niciun candidat nu a susținut examenul cu subiecte de rezervă. Tentativă de fraudă nu a existat. Pentru prima dată, numele și prenumele candidaților la examenele naționale sunt în format anonimizat. Listele afișate în centrele de examen și pe site-ul evaluareedu.ro vor conține codul unic al candidatului, școala de proveniență, rezultatele probelor examenului și media. Pe baza codului unic pe care îl primește fiecare elev, fiecare candidat își va putea vedea rezultatele obținute la examene. Proba la limba și literatura maternă este programată mâine, când în sălile de examen sunt așteptați 129 de absolvenți din Maramureș. Primele rezultate vor fi comunicate luni 22 iunie în centrele de examen și pe site-ul evaluareedu.ro. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 22 iunie în intervalul orar 16-19 și în 23 iunie între orele 8 și 12. Rezultatele finale se vor afișa sâmbătă 27 iunie.